Deșteptarea. Alea 100 de zile asta de vacanță se cam termină. Asta e 98 astăzi. Sau... că nu știu cum sunt socotite. A plecat vacanța asta, că am dus. E ultima zi de vacanță pentru cei mici. Plus weekendul, hai să... Ăla nu se mai pune, să știi că... Uite, Alexandra nu-l calculează. Ea calculează că astăzi e ultima zi de vacanță și că s-a cam terminat școala. Adevărat și ăștia ai mei. Ai naibii nu calculează weekendurile. Da. Că acum noi suntem în recuperări cu temele. Băi, am avut o surpriză super tare din partea Alexandrei vara asta. Ea trece dintre a patra între a cincea și, practic, nu prea sunt teme de vacanță. Dar e cea mai frumoasă vacanță asta, a patra spre a cincea. Băi, da, dar doamna învățătoare le-a recomandat totuși două cărți. Ei, nene, serios. Lasă, doamne. Pe care le-am cumpărat. Leave the kids alone. Da. Și am avut surpriza, eu am crezut că le-am luat și gata. Zic, nu mi-a părut rău că le-am luat. În sensul că chiar nu conta, știi? Dar am avut surpriză să o văd că la un moment dat se apucă de ele. Și chiar când ne-am întors din concediu, zice, mai am de făcut din cărțile la două, trebuie să... Păi zic, tati, cine te verifică? Nu, trebuie să le fac. Ceea ce... Fată conștiincioasă. E conștiincioasă, da, eu n-aș fi dat doi bani pe treaba asta la vârsta ei. Băieții ca băieții, după ce am călăduit toată vara, în prima parte a vacanței de-abia am luat vacanță, pe la mijloc stai că e întoi, pe urmă am fost plecați cu ei. Uh-huh. Și acum, în ultimele două săptămâni, cred că la fel ca toți băieții, sau cel puțin cum eram și noi când eram mici, se trage tare pe ultima sută de metri. Bă, dar la cât au umblat și ei, toți sunt dornici de vacanță. Ieri când a sunat primul de interfon, că la mine vin copii pe la interfon. Nenea. Da. Nenea Luca este Radu pe afară. Că la mare are telefon, acum se înțelege am altfel. Dar ăștia mici se cheamă la interfon. Ăla când aude telefonul, lasă tot. Era în toiul temelor. Tată, da, a venit Alexica și mai e puțină vacanță. Și băi, și eu ca un tată cu generos de golan, du-te mă, tată, zic, lasă că vedem noi cu temele cum facem. Dar ei, sub nicio formă, nu fac în weekend. Asta vreau să... Uh-huh. Deci e, domne, chiar dacă e vacanță, weekend-ul e weekend. Da. Corect. Și a lăsat temele și a ieșit afară. Și la un moment dat am ieșit pe geam să mă uit după el. Băi, și parcă era ca într-un film de la, știi? S-a deschis un univers paralel acolo. Mi-aminteam de vacanțele mele din copilărie pe care le petreceam preponderent în jurul blocului. Că na. La Obor. Nu, sau la Berceni. Atunci eram în Berceni. Erai în Berceni. Băi, cele mai frumoase amintiri din vacanță, tot alea de la bloc sunt. Că în rest, ok, mergeam cu ai mei la mare două săptămâni la hotelul sindicatului, la același hotel am mers până în 95. Cred că atunci s-a desființat sindicatul. De atunci erai sindicalist. Da, până la 15 ani am avut vacanțele, erau, știi cum era. Se mergea două săptămâni la mare, două la munte, ai mei le împărțeau, mergeam două săptămâni la mare și la munte mergeam o săptămână vara și una o păstrau pentru iarnă. Uh-huh. Și în rest mai mergeai pe aici pe acolo, într-o excursie de aia, de o zi de nu știu, dar n-aveai. Și la mare ce să... Că era un univers repetitiv cu mers la... Eu, singurele mele amintiri de la mare așa mai... Sunt legate de mâncare. Na, cumva, poate normal. Da. La începutul anilor 90, când a apărut kebabul. Aha. Și erau niște cetățeni care aveau niște gherete de alea mobile, niște cărucioare. Și pe căruciori era șișul ăla care se rotea, dar era micuț, nu cum sunt acum. Și nu era lipie, era chiflă. Și avea salată de varză, roșii și carne. Nu era cu cartofi prăjiți. Tu realizezi că mai știi încă meniul de la... Și sosuri. Bă, de pe căruciorul cu kebab? Închid ochii și am gustul ăla. Și eu v-am zis că eu eram de mic, aveam dificultăți cu kilogramele. Da? Am avut o viață grea. Grea. Sunt congenital necăjit. Și îl luam primul și până mai mergeam 200 de metri, mai apărea unul. Mamă, și aș mai fi mâncat unul și nu-mi dădeau, bă, nene. Nu-mi dădeau și îmi explicau, măi, Luca, nu se poate, câți vrei să mănânci? Zic, aș mânca. Mi-ai deschis apetitul pentru vacanță. 0728111222, dacă aveți și voi amintiri din vacanțele alea de când erați mici. Ce făceați? Povestiți-ne și nouă. Ce făceați? Nu știu. Unde mergeați? Uite, la mine, spre deosebire de Luca, lucrurile stau ușor diferit. Sigur că mergeam și eu la mare. O săptămână, două, nici nu mai țin minte exact, dar știu că în vacanța de vară, cel puțin
mersul la mare era un lucru obișnuit, însă cel mai mult și cel mai mult, atunci când eram mic, îmi plăcea să merg la țară, la bunicii mei, da, de la țară, de lângă Galați. Eu n-aveam țară, de-aia stăteam la bloc. Mamă, era absolut senzațional, că acolo aruncai tot, și tricou, și basket, și orice, practic eram ca Tarzan, ca Mowgli, mai de fapt, înțelegi? Și ne știa toată lumea în sat, de bun sau de răi. Făceam ce voiam de dimineață până seara, ne jucam cu absolut orice, animalele, fie că erau ale noastre, fie că le găseam pe vreun câmp, deveneau prietenele noastre de fiecare dată. Ăsta e universul meu, legat de vacanța la țară. Întotdeauna, vara, mergeam la țară. Sigur, după aia m-am mărit, am descoperit că pot să stau mai mult cu verișorii mei și am rămas cumva legat de Galați, pentru că acolo, eu sunt născut în Galați, chiar dacă vorbesc de Iași, ca fiind orașul din care vin. Da, astea-s vacanțele copilăriei. Ești ca Emma Răducanu, e născut în Canada și e cetățeană britanică, tu ești născut în Galați, dar ești cetățean ieșean. Da, Galațiu are un loc special în inima mea și Fântânele este satul bunicilor mei, acolo unde mă întorc oricând cu plăcere. Și care e amintirea ta care e cea mai puternică? Așa, ca mea, uite, n-ai, e cu kebab. Cred că dacă ar fi să vorbesc de mâncare... Dar nu de mâncare. Păi nu, dar aș putea să rămân în zona asta. Cel mai puternic gust e de la capătul rândului, știi? Că mergeam cu bunicii mei la cules de porumb, de exemplu, sau la habar n-am ce se întâmpla acolo, că eu oricum nu făceam mare lucru. Și la capăt de rând, la un moment dat, pe la prânz, găseam roșii, brânză de-aia adevărată, nu erau sibieni pe vremea respectivă, care să ajungă și în zona aia, da. Era cea mai bună mâncare, ever. Categoric. Ever. 0728-111-222, vă așteptăm mesajele, hai să vorbim despre vacanța de vară, nu neapărat de vară, vacanța copilăriei. Și amintiri de atunci, nu neapărat. Poate fi și legate de mâncare, și de vreo peripeție, și de vreun loc în care ați fost și care v-a marcat copilăria și iată, ați rămas cu el în minte până astăzi. Am răscolit multe amintiri plăcute în dimineața asta, sunt foarte multe mesaje, haideți să începem să ascultăm din ele. Da, o să dăm din ele, nu o să reușim nici de data asta să le dăm pe toate. În fiecare an, am mers numai și numai și numai la mare. Sunt din Mangalia. am și eu un prieten din Mangalia și ala săracu acum are 40 ceva de ani, mă, când aude de concediu la mare, se din capul, nu mai vrea. Și nu pleacă în Grecia? Ba da, da, nu vrea mare nicăieri. Nu vrea mare nicăieri? Nu, e sătul de mare, îți dai seama. E evident cumva. Bună dimineața, domnilor, Alex din Iași sunt. Eu îmi amintesc când eram mic, mergeam cu bunici în fiecare an la Olenești, la o bilete, la tratament și ne cazam, stăteam în gazdă și aveam fiecare din noi un tip de tratament, în așa fel încât în fiecare dimineață mergeam și luam apă de la izvorul numărul 3, izvorul numărul 6, izvorul numărul 24, am zis că izvorul 24 era cel mai îndepărtat. Mergeam așa pe malul apei, foarte frumos, și apoi beam apa aia cu gustul ăla de sulf, de ouă stricate, și la amiază altele și seara altele, adică nu se repetau izvoarele la care mergeam. Și mi-amintesc că stăteam pe malul apei și prindeam mormoloci și îmi plăcea să îi arunc și să văd cum se lipesc de zidul din față, ca să zic așa. Săraci mormoloci. Copil defect eram. O zi bună să aveți. Uite, ne povestește și Florin din Cluj că vacanța de vară însemna la bunici. Avea ambele perechi de bunici în același sat, dar nu ne plăcea mult mai mult de cei care stăteau la marginea satului lângă lacuri. Eram nebuniți după pescuit, puteam petrece toată ziua pe lac. Nu ne era foame sau sete când eram pe baltă, aveam tot ce ne trebuia. Ce știam că dăm de bucluc când venea bunicul să ne ia seara pe la 8-9, ne certa puțin, apoi ne punea să-i arătăm ce am prins. Și urma cearta de la bunica, care ne aștepta cu cina supărată că se răcește. A doua zi o luam de la capăt și vacanța se termina la 14 septembrie, când veneau părinții după noi. Uite, asta mi-aduce aminte, apropo de nu simțeam că ne e foame și așa mai departe, mergeam și în vacanța de iarnă la bunici și obișnuiam în fiecare an să merg cu plugușorul. Mie nu mi s-a întâmplat, domne, asta niciodată, să nu simt că mi-e foame. Băi, mergeam cu plugușorul, plecam de dimineață și veneam cine știe când. Bunica mea nu știa unde sunt, unde umblu și așa mai departe. Dar nu simțeam că de asta nu mi-aduc aminte să fi fost foame. Umblam cât puteam. Dar nu m-am gândit niciodată, băi, trebuie să mă întorc acasă să mănânc. Bine, de precizat că George până acum câțiva ani era
ca un par așa de slab, era da. Un țârc. E o altă poveste. Îmi imaginez că în copilărie erai la fel de uscat. Da, 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 da. Bună dimineața, băieții! Amintirile mele din vacanță. Pentru eu, că am trăit la țară, pentru mine când începea vacanța, începea coșmarul. Termina școala, trebuia să vii acasă, du-te la păscuvaca, du-te cu oile, du-te la făcut fân, du-te la munci agricole, chiar dacă eram mai mici. Deci era mai bine pentru noi la țară când începea școala. Vezi? Dar oricum, una peste alta era frumos și atunci. Era cel mai frumos. Copilăria, nu se uită niciodată. Cosel Gărghiță. În Italia, vă spun. Apropo da, de muncile de la țară, eu eram consultant. Păi da, dar tu erai acolo vizitator. Chiar dacă eram vizitator, mă mai punea să fac un alt. Ok, da, da. Fă focus sau mai știu eu ce chestii de genul ăsta. Am avut ocazia, prin povestea lui Constantin, să vedem și cum trăiau copiii de la țară. De adevărat. Cum era invers. Așa este, pentru că aveam prietenii mei de la țară, nu erau disponibili oricând. Pentru că trebuiau să meargă să muncească. Exact. Alături de părinților. Eu am crescut la țară și aveam un prieten care avea în livadă vreo 3-4 super cireși de toate culorile, galbene, roșii, dar când era vremea cireșilor, dădeam atacul, cum ziceam pe vremuri, la alții prin livadă, în timp ce un văr care stătea lângă el dădea atacul la el în grădină, în livadă, pardon, deci... Lucian Oradea. Purau unii de la alții, cum era, că nu era niciun farmec să mănânci de la tine din livadă cireșii. Ideea era să fur de la alții. Știi? Să fur cu ghilimele de rigoare. Că evident, evident. Neața, băieți. Neața. Victor, sunt în Norvegia. Salut, Victor. Cred că cea mai puternică amintire din copilărie e tot la țară. Ne duceau ai mei, noi stăteam în Ploiești, ne duceau ai mei la țară, însemna Vlăteni de Iași. Și cea mai puternică dintre amintiri era dimineața când trebuia să duc vaca la cireadă. Țin minte că exista să o duci înainte să vină trenul. Era trenul de ora 8, Iași-Dorohoi. Când suna trenul, plecau vacile din oborul ăla și le scoteau și plecau la pășunat. Bineînțeles că de multe ori mai fugeam după cârt. Și după ce lăsam vacile, la 8 jumate, 8 și ceva, fuga la Jijia, la scăldat. Și de acolo, cum spuneai tu, George, de toate. Hai să fim sănătoși, să avem un chem plăcut. Îți dai seama că dacă ar fi mers trenurile ca în ziua de azi, rămâneau vacile nepăscute în anumite zile. Da, 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 da. După tren, cum ar veni. Da, dar uite că în ziua de azi, socră mea, de exemplu, are o casă într-un sat pe lângă Buftea. Așa? Ai mei nu vor acolo sub nicio formă, că n-au semnal. Și mai știu și de alți copii. Bravo. Apropo de asta, că generația noastră a tărit copilăria la țară, unde a fost cazul, că eu, de exemplu, n-am avut nici la țară. Dar mai știu prieteni, zice, bă, l-am dus pe fiul meu la țară, acum trebuie să mă duc 400 de kilometri după el, zice că după 3 zile m-a sunat că el n-are semnal, n-are internet, n-are... Deșteptarea